găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și astăzi vă invit la emisiunea Viața Gorjului la o temă de suflet, dragostea pentru teatru. De ce am făcut asta? Pentru că avem un eveniment important care s-a întâmplat zilele astea și nu putem să-l ratăm. Și am să vă citesc mai întâi un mic text. Actrița Ana Nicolae, gorjeancă de-a noastră, a câștigat de curând cu piesa de teatru Aceeași zi din viața mea, al cărei autor este, premiul special al jurului la Festivalul Internațional de Monodramă Monoact din Kosovo. Aceeași piesă a câștigat premiul special pentru interpretare la Festivalul Internațional de Teatru Apollon 2014 din Albania, iar în prezent se joacă pe scena Teatrului Anton Pan din Vâlcea, premiera având loc vineri 31 mai. Despre cariera artistică și despre viața sa personală ne vorbește astăzi Ana Nicolae și... să ne lăudăm și noi un pic, este colega noastră, cele mai frumoase producții de publicitate, Ana Nicolae, la ENSA TV. Mulțumesc, bună seara! Bună, bună, Anca, îi spunem noi. Ana e cunoscută ca actriță și ca autor de texte. Așa te cheamă. Buletin, așa mă cheamă, dar apropiați îmi spun Anca. E perfect, înseamnă că dacă noi spunem Anca, suntem apropiații tăi. În curând o să ne gândim, Doamne, Anca noastră, că apare, dragi telespectatori, când la teatru de la Târgu Jiu, unde ai jucat deja de anul trecut, ești colaborator și ai jucat în două piese, plus un monolog al tău, creația ta. A jucat la Sfântul Gheorghe câțiva ani, cât ai jucat la Sfântul Gheorghe? Doi ani am fost angajat acolo. Angajată la Sfântul Gheorghe. Și la Deva am jucat. Și la Deva? Și la Deva, da. Mă, uite, Deva mi-a scăpat. Cât timp ai jucat la Deva? În timpul în care am fost actriță la Sfântul Gheorghe, am avut colaborări și la Deva. Am înțeles. Eu nu știu câte, cred că 3 spectacole sau 4 au fost acolo. Și acum urmează să joci în continuare la toamnă, în stagiunea care urmează, nu? La Târgu Jiu. Da, am început colaborarea cu teatru toamna anul trecut, da, în noiembrie. Că ați fost la premieră. Ați fost la premieră, deci știți despre ce e vorba. Da, mulțumim de invitație și mai așteptăm invitații la premiere. Am început în noiembrie lucru cu teatru. Cristian Ioan a pus Pirandello, 6 personaje în căutarea unui autor, care s-a jucat timp de o lună, ca așa e sistemul la Elvira Godeanu în Târgu Jiu. Se joacă timp de o lună spectacolul în continuu. Și acum, din aprilie, am lucrat la un alt spectacol cu un regizor foarte important, Alexandru Dabija. Și un spectacol foarte frumos a avut, avem premiera acum în festivalul Elvira Godeanu. Și premiera o să fie în toamnă și se va juca din nou o lună de zile și o să și plecăm cu el la Odeon, la București, să vedem poate prin toată țara. Foarte frumos. Dar să începem, să continuăm de fapt cu ce am început, premiul pe care tu l-ai câștigat cu piesa în care ești autor, nu mai ești actor, deci n-ai jucat tu, a fost pus în scenă la teatrul de la Vâlcea. Anton Pan din Vâlcea. Eu am niște texte scrise, am participat în anii trecuți, din 2010, am participat la niște tabere de creație, de dramaturgie, alături de colegii mei de la teatrologie din facultatea de teatru. Asta se întâmpla după ce am servit eu facultatea de actorie, de teatru și televiziune din Cluj. Am participat la aceste tabere aproape an de an, cred că 2010, 2011, 2012. Și am scris niște texte care au fost publicate și au fost foarte bine primite. Aceeași din viața mea e un text foarte personal. Povestește din viața ta. Da, chiar asta se întâmpla la un moment dat în viața mea și mi se părea că ziua aia se repetă și de-aia am și... Deci a fost ceva care m-a marcat și de asta am așternut pe hârtie. E un monolog. S-a jucat și la Cluj spectacolul. S-a făcut un spectacol la Cluj, dar nu s-a jucat pe scena unui teatru. S-a jucat teatru de club. Există și stagiuni de teatru de club în orașele mari. Și s-a jucat în Cluj și acum, practic, e o altă montare a aceluiași text. Care a câștigat, da. Și eu am fost la Kosovo? La Kosovo în Albania. Da. Te așteptai? Nu mă așteptam. A fost așa o întâmplare, că eu am mers la Vâlcea să văd un spectacol și să văd colegii, că sunt mulți din colegii mei de la Cluj, sunt angajați la teatru din Vâlcea și am fost să-i văd și căutau, era o actriță care mi-e și prietenă.
Căuta un text, vrea să-și facă singură un moment, un moment, o piesă, ce moment, că durează o oră. Da? O oră, cred că o oră și, uite, nici nu știu. Deja am fost la spectacol, dar nu numai la cât durează, nu m-am gândit. Eram chiar, mă gândeam la cu totul alte lucruri. Și i-am dat din textele mele. Zic, uite, hai, citește și poate îți place ceva. Că era disperată, că iar căuta un text și nu găsea. Că se, bine, și cred că scriu mulți astăzi, dar e greu să găsești ceva care să... Asta e un text simplu în care se regăsesc multe femei. Nu știu cine mi-a spus, cred că domnul Dabija mi-a spus că sunt feministă. Eu nu mi-am dat seama până acum. Dar chiar sunt chiar o feministă convinsă, dar eu nu e o credință a mea neapărat, dar așa reiese, se pare. Așa reiese din scrierile și din spectacolele mele. Da. Și a fost pus în scenă. Da. S-a jucat vineri, prima dată, spectacolul, premiera. Spectacolul s-a făcut la Vâlcea, au plecat cu el, că am impresia că l-au făcut special pentru Ana Șușca, o cheamă pe actriță, și regizorul e Otilo Bortaș, care de fapt e coregraf, dar are și studii în domeniul de regie și... Au făcut spectacolul special pentru concursul de monodramă din Kosovo. Și l-au făcut la Vâlcea, n-au apucat să dea. A, deci vreau să participe la Kosovo și n-aveau un monolog. Și n-aveau un monolog. Am înțeles. Da, deci l-au pregătit întâmplat... special pentru concursul la Kosovo. Da, special. Extraordinar. Și au mers acolo, au mers în Albania și premiera a fost abia acum, vineri. Vineri și am fost și invitată, bineînțeles. Ca autor al textului, era normal. A fost și primită bine, a fost foarte frumos. Mi se pare corect ca autor care a și câștigat premiul în străinătate. Da, o să anunț și, este afișat, dar o să anunț și personal, 0766314582, telefonul, numărul de telefon pentru SMS-uri, vă rog să nu sunați, ci să dați SMS. Dacă nu va muri telefonul meu între timp, că văd că are bateria cam slabă. Oricum, telespectatorii, este o oră la care telespectatorii e posibil să fie puțin prin curte, pe la păsări, pe la... sau și... prin oraș. Și eu sunt tot de la sat. Da, ăsta e un telefon din Italia, e cu plus în față, dar îmi pare rău că putem lua telefoane, deci numai SMS-uri, vă rog frumos, da? Așa, să continuăm. Anca, iubita noastră, Anca, iubita noastră colegă, ești colega noastră de un an, se împlinește un an. Un an și un pic, în și aprilie. Pic. În aprilie da. S-a împlinit un an. Da, pe trebuie să resping aprilie. Apelul. Deci SMS-uri, dragi telespectatorii. Da, s-a împlinit un an și ceva și când ai venit prima dată, te gândeai că publicitate... Da, producții de publicitate, interesant. După care ți-au ieșit niște producții, nu era... ceea ce tu făcusei până atunci. Îți au ieșit niște producte extraordinare. Da, chiar a fost o experiență că nu mai făcusem așa ceva și mai ales să fac cap-coadă, adică și scenariu, și joc, și contractez. Pot să zic povestea care m-a adus în Târgu Jiu la dumneavoastră? Da, păi pentru că am spus aici și povestea ta, vieții tale, nu numai... Da. Am trecut prin în aprilie. M-am hotărât așa să vin, adică trebuia să vin până acasă să-mi fac un pașaport pentru Turcia. Tu stăteai în Cluj? Da, stăteam în Cluj atunci. Și am zis, hai să merg acasă să fac un pașaport. Eu sunt din zona asta. Din Berlești, mai precis. Da. Și am venit acasă să-mi fac pașaportul, plecam cu un spectacol. A fost am fost câteva zile în Turcia. Și am venit acasă și s-a întâmplat, adică a fost o întâmplare, dacă nu îmi propuneați dumneavoastră să rămân, nici nu, aș fi fost la Cluj, poate nu. Dar mi se pare foarte interesant. Dar nu-ți pare rău? Nu, normal că nu, normal că nu. Deci m-am hotărât așa subit să rămân. Deci, hai, nu mai plec la Cluj. Hai că rămân aici. Da, și dragi telespectatori, după ce s-a angajat la câteva zile, zice, știți, eu plec în Cluj, ca în spectacol. Nu în Cluj, în Turcia. În Turcia. Păi, dar de-aia veniți eu? Tu veniți cu treabă, dacă ne-am inclus și noi în viața ta, e problema noastră, nu? Da. Dar nu, nici domnule, pare rău. Sper.
pentru că e dragi respectatori, oamenii valoroși și trebuie să-i accepți așa cum sunt. Mai au un spectacol, mai pleacă, mai... Anul trecut, te spun? Da. Te spun? Eu nu știu ce vreau. O părăsc acum. Anul trecut m-am trezit cu ea. Avea treabă cu mine azi. Dar de ce? Sunt într-un spre mare. Pot să-mi iau concediu. Altodată de afară de mult, dar nu poți pe Anca să dai afară un asemenea om valoros, zic că Anca, du-te în concediu, mamă! Important e că Anca își face treaba când vine cu prisosință și nu contează programul la noi. La noi nu e problema de program, e problema de rezultate și nu e nicio problemă. Da, te-am părât la telespectatori. Nu, dar acum serios, așa, să fii patronul unei firme, că până la urmă asta e o firmă, și să te sune angajatul. Ai treabă cu mine azi? Păi, de ce? Că parcă trebuia să vii la serviciu. Sunt despre mare! Ne vedem în câteva zile. O să fiu bronzată. Zic, nu-i problema, Anca, du-te, că oricum nu te mai pot întoarce. Vii tu! Nu, la noi este o echipă foarte, foarte deschisă. Adică la noi se lucrează când e treabă. Nu se lucrează la program, nu se lucrează, știi, nu știu ce. Frate, mi-am făcut treaba. La revedere. Asta contează. Asta contează, să ne facem treaba. Pentru că telespectatorii nu ne întreabă dacă am stat la program. Da. Am fost, dragi telespectatori, cu Anca odată în teren și cineva zice, fata de pe motocicletă. Nu știu dacă vă amintiți, o reclamă foarte frumoasă pentru o școală de șoferi în care, bineînțeles, Anca a gândit acolo tot. Am ajutat-o și eu un pic la text că zicea că ce vreți, că era prima reclamă, cred. Da, chiar. Sau a doua, prima. Nu mai știu. Nu, cred că a doua. Cred că a doua, da. Și zice, ce trebuie să fac eu la o reclamă? Ea lucrează cu piese de teatru, cu alte alea. Era o noutate pentru Anca. Cu toate că a făcut teatru și televiziune, nu lucrase efectiv pe așa ceva. Nu lucrase în spoturi? Da. Păi uite, să ne gândim. Și ziceam că am o idee. Cum o punem în practică? Mai ea în special, mai și eu cu câte o mică virgulă piș-picolo să mă simt și eu importantă. Și a ieșit o super reclamă. Foarte, foarte mult timp admirată. Da. Îmi pare rău că am scos-o de pe post. Uite și era fata cu motocicleta. Adică să o vezi pe Anca întâi cu pălăriuță micuță. Eu, cum erai? Cochetă... Da. Cu toculețe mergea, făcea cu mâna la o căruță și pe urmă zice, soluția, e timpul să faci școala de șofer, așa spuneai tu acolo în reclamă, după care apare Anca piele, pletele în vânt, pe motor. Vă dați seama, dragi telespectatori, ce șoc pentru... Uite, chiar îmi pare rău că în ultimul timp n-am mai avut timp, eu așa am fost ocupată cu teatru un pic și... N-am mai avut timp să... Chiar mi-ar plăcea să mai fac câteva. Să mai producem niște reclame frumoase. Ceva. Da, da, da. Și nu n-a fost singura. Deci sunt câteva reclame care au fost admirate chiar de cunoscători, chiar de oamenii care nu prea apreciază orice și ne-au zis, da, așa, da, așa ceva, da. Ne-a plăcut. Da. Și m-am bucurat foarte tare că te-am cooptat în echipa noastră, cu toate că tu aveai alte planuri de viitor, dar eu sper ca să poți să mergem în paralel și cu planurile tale de viitor, apropo de teatru, că de asta vorbim, de dragostea pentru teatru pe care tu o ai și care te-a făcut să faci sacrificii în viață. Da. Da? Ai făcut multe sacrificii pentru a deveni actriță. Dacă vrei să ne și povestești. Da. Cum ai plecat la teatru? Cum am fugit de acasă, vreau să spun. Da. Asta am făcut, am fugit de acasă. A fost chiar prima mea năzbâtie, așa, care m-a costat un pic, adică dacă așa. N-a vorbit cu mine o vreme, a fost un an. Da, dar acum e ok. Păi, bine, a fost și o situație mai dificilă, așa că... am mers total nepregătită la Cluj. Nici nu aveam poeziile învățate, nimic. M-am dus acolo câine. Că vrei tu la teatru și gata, care-i treaba? Că tu, dacă tu vrei la teatru, tu mai și înveți. Nu am învățat nimic, nu știam nimic. Am ajuns acolo și am intrat cu 5. Aoleu! Am intrat cu 5, da, și intrasem la taxă. Vă dați seama că părinții mei, bine, nici nu-și permiteau ei săraci. Și nici nu erau de acord. Adică, du-te, fată, vrei la teatru. Du-te. Există alte... Bine, intrasem și la altceva și de-aia.
A, și problema, tu n-ai vrut să te duci în partea cealaltă, da, te-ai dus la teatru. Da, m-am dus. La taxă. M-am dus la taxă, m-am descurcat singură, adică nu... Un an am plătit, că după aia am fost bursieră, nu? După aia a fost ai trecut la buget, da, ai luat normal, bursă. Normal. Anul a fost greu. A fost greu primul an. Bine, și a fost și o problemă de adaptare, că eram venită cumva dintr-un mediu și mergi în alt mediu, universitar și oraș mare. N-aveai prieteni, n-aveai colegi, cunoscuți. Foarte greu. Nu aveam pe nimeni și chiar am avut niște probleme din astea că mi-au făcut o bursă specială de la socială, de la rectorat, ca să-mi ofere în primul an să pot să mă întrețin, că nu aveam cum, deci efectiv nu aveam cum. Stăteam în cămin, bine, și nici cămin, în primul an nu aveam dreptul, dar până la urmă tot rectoratul m-a ajutat, adică au fost câțiva oameni care m-au ajutat să reușesc. Și de aici, de la teatru din Târgu Jiu, da? M-au ajutat un pic, da. De asta le sunt cumva recunoscătoare. Și au trecut ani, și uite că mi-am dorit să plec din Cluj, chiar era, nu mă mai simțeam bine. Am vrut să vin un pic pe acasă, să văd ce mai fac părinții mei. Aer de gol. Și mă duc un pic la sapă. A, nu pot să cred. A, bine, asta e teatru ce fac eu acum, că știu că Anca se duce la sapă. Nu pot să cred, Anca, tu te duci la sapă. Da. Dai voi să joc și un pic de teatru. Da, chiar mă... Da, păi a venit, zicea, nu mai pot, mă arde spate. Ai fost la plajă? Nu, am fost la sapă. Hai, mă, Anca, faci mișto de noi, dacă vă spun. Chiar mă duc, adică eu acolo am trăit și acum când mă duc nu fac nazuri sau ceva. Avem gospodărie, ca toată lumea, mă duc, fac de toate, nu e... Adică ce faci tu așa ca la sat, țară? La țară? La țară, la mine? Ce faci tu acolo? Ce să fac? Ce se face la țară? A, sapi? Mă duc și la sapă, dau și cu coasa. Dai cu coasa? De-aia ai crescut așa de mare. Culeg corcodușe. Ce înălțime ai tu, Anca? Tu ești cocoșul, mă târcoșul. Tai cocoșul? Tai cocoșul, mă târcoșul, fac avea. Sunt cocoana în casa mea. Da. Ce înălțime ai tu? Că tu ești fotomodel, ești foarte înaltă. Sunt foarte înaltă, dar nu sunt fotomodel. Nu ești. Am un 80. Am un 80, da. De asta se face mișto de mine că nu intru în cadru. Asta îi spunea Anca, trebuie să avem grijă că tu nu intri în cadru. Da, să nu te miști prea mult. Mă dau un pic mai așa și intru. Te adaptezi. Da. Da, asta e. Am în 80. Da. Trebuie să trăiesc cu asta. Stai liniștită că e bine să fii înalt. E bine să privești lumea de sus așa, decât să o privești așa de jos. Da. E un dezavantaj pe care l-aveam și eu. Eu n-am decât 1,70. Dar e un dezavantaj. Care? Le spune și la telespectatorii. Haideți. E greu să-ți găsești un băiat mai înalt ca tine. Dacă eu la 1,70. Dar tu? E greu să-ți găsești un băiat, dragele mele. Să nu crești așa de înalte. E foarte greu să-ți găsești un bărbat la 1,80. Da, este. Da, ne descurcăm acum s-o găsi până la urmă, trebuie să se găsească. Trebuie. Trebuie nu să... trebuie neapărat să fie mai înalt, obligatoriu. Asta obligatoriu. E o chestie. A, da? Normal. Da? Obligatoriu. Ah. Da. Da. E, atunci, dragi telespectatori care aveți mai mult de 1,80 m, o puteți căuta pe Ana Nicolae pe Facebook. Și să-i faceți propuneri de prietenie, da? Ești, ai pe cineva? Ești, Ola, acum, dar ești prietenă? Nu faceți din astea. Glumesc, dragi telespectatori. Am glumit. Nu faceți din astea, că după aia o să-mi țin. Să vezi ce rău. Tu nu vrei să ai mulți prieteni pe Facebook? Ba, da. Să ai cu cine povesti? Ba, da, dar să nu mă găseze nimeni. Da, da, da. Că păi sunt, nu. Că nu. Sunt nesuferită, dacă trebuie. Păi dacă te agasează, e normal. Ar fi culmea, adică mă da. Înțelegi, ori e o chestie care să fie agreabilă, ori dacă nu, mai bine nu. Da. Nu? Da. Asta e principiul meu, al tău? Și al meu. Deci dacă aveți de gând să o agresați pe Anca, mai bine vedeți-vă de treabă. Când se supără, s-ar scântei. Ce zodie ești tu? Vărsător. Vărsătorii sunt așa? Da.
tari. Da, dar eu am și o latură, am și o latură mai sensibilă. Nu toți vărsătorii sunt sensibili, eu sunt. Da. Da. Da, deci cu ascendent în... În rac, da. În rac, ei, de aia. În rac, de aia. Și plâng mult și... Oh. Da, așa tot timpul la poli. Când râd mult, când plâng mult, plâng și râd. Deci teatru și, pentru tine era cea mai bună meserie. Aveai nevoie de asta. Zic. Da, probabil, dar nu mă simt, mi se pare că în viața mea... Reușești să plângi cu ușurință dacă e nevoie? A, la teatru? Nu, mai dacă trebuie să fie ceva în suflet, să se declanșeze. E complicat, nu e da? Așa simplu? Da, da, da. Nu, dar vreau să zic că cred că în viața mea personală, în afara scenei, cred că sunt un actor destul de prost. De ce? Nu știu, cred că tot timpul nu pot să... Mi se vede pe față tot ce simt și nu reușesc. Nu știi să te prefaci? Nu. Nu. Da, te-am văzut la teatru și când ai jucat Ortansa și când la teatru pe scena teatrului de la Târgu Jiu și erai alta. Adică, hai de mine, te transfigurezi total. Adică una ești tu, cea care discuți acum cu noi, care te mai trec lacrimile dacă te superi, care mai zici, nu e așa, e așa. Mă scuzați că am deranjat microfonul. Și alta ești cea care joci un rol. Acolo da. Ești cu totul alta și poți să te transpui perfect în rolul. Bine, eu am, acum, să nu exagerăm, că eu, de exemplu, dacă mă vezi azi pe stradă și mă vezi și mâine, s-ar putea să nu mă recunoști, că am și îmi place să mă deghizez așa în civilie, să-i spunem. Adică ies din casă, cred că nici vecinii mei de bloc nu mă cunosc tot timpul. Exagerez acum, dar oricum îmi place să mă... Îmi place să fiu diferit așa în fiecare zi și să am, da. Da, păi de multe ori ne uităm cine vine, cine e. Anca, tu ești? Da. Ne uităm așa de jos în sus, ea e. Mai ales după ce spune ceva. Și poate că și vrei să nu te recunoască, poate. Adică îți place să stai liniștită în da, mediul tău, să poți să fii degajată, nu să stai, eu sunt actrița, trebuie să am grijă cum merg, cum mă port, cum privesc, da, să nu mă trezesc că vin după mine să le dau autografe. Cu autografe, mai e până acolo. Mai e până acolo? Mai e până acolo. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Bine, nu știu cum e, adică nu-mi dau seama dacă... Dar cât de multă lume știe că eu sunt actriță, aici în Târgu Jiu, de exemplu, că tot trăiesc aici. Lumea care merge la teatru. Lumea care merge la teatru. Care nu e poate... foarte multă. Da, da. Da, și care, cred că mai degrabă mă cunosc cu oamenii așa de pe stradă, de cum, mă schimb eu în fiecare zi, sunt alta și merg pe bicicletă. Așa de interesantă este povestea Ancăi și atât de agreabilă e, încât am uitat să vă spun, dragi telespectatori, avem și niște fotografii pregătite. Ah, da, să ne uităm la poze. Se termină emisiunea. Se termină emisiunea. Haideți să ne uităm la poze să vă spun. Ar trebui să avem niște fotografii. Le avem? Da, eu zic că le avem. Sunt acolo unde trebuie să fie. O să rog regia să le caute. Și să le arătăm, ca să arătăm câteva imagini din viața ta, surprinse în diverse ipostaze, în teatru, în... Majoritatea sunt de pe scenă, cred. Da? Din spectacole, dar bine, că pe diferite scene. Că unele sunt pe scene de teatru, pe scene amenajate în... cum am zis, că există și stagiuni de teatru de club și... Da, sunt pozele. Le vedem imediat. Da. Mai e un picuț de răbdare. Da? Să vi le explic. Să vă spun despre ce e vorba. Prima dată te-am văzut jucând în Ortansa. Da. Și mi-a plăcut fantastic, cu toate că nu e textul tău, dar atât de frumos l-ai regizat. E un text, deci Ortansa e un spectacol pe care l-am făcut când am terminat facultatea, în 2010. Bine, am terminat facultatea și pe aia masterul în 2012. Dar în 2010 am terminat facultatea și mi-am făcut eu un spectacol, pentru că jucam mai babe și nu mai... Nu știu ce mă vedeau profesorii mei așa. Și mi-am făcut eu un spectacol, am zis trebuie să fiu femeie și mi-am făcut un spectacol, mi-am găsit un text, am și adăugat eu texte de la mine, sunt mai multe, e un colaj de texte acolo și l-am făcut muzică, am făcut muzică, eu am
compus-o, cum ar veni, și muzica pentru el. Alte melodii le-am adaptat, le-am găsit, le-am adăugat. Și e un spectacol foarte drăguț, adică eu țin foarte mult. Ne-a plăcut foarte mult. Ne-ai surprins atunci. Erai altă Anca decât cea pe care o știam. O să vedem imediat și, da? Și imaginile. Și da, ne uitam la tine și ziceam, ea este Anca noastră. Aveam și perucă. Da? Da, aveam perucă atunci. Că în prima fază, spectacolul ăsta, eram vopsită blondă. Eram blondă și semănam așa cu Marilyn Monroe, era o chestie. Și după aia, eu, chiar dacă eram altă culoare, pentru spectacolul ăsta mă vopseam, mă făceam blondă ca să fiu tot Marilyn Monroe. O să vedeți în poze. Mi-a făcut cineva o paralel, așa, Marilyn Monroe și eu. Da, și acum îl joci cu perucă, după câte știu. Ultima dată l-am jucat fără. Mi-am făcut părul meu, nu m-am mai... Da? Mi-a zis o fată de la un liceu de aici, nu știu, m-a oprit pe stradă după spectacolul pe care l-am avut acum pe scena teatrului, adică Ortanța ăsta pe care l-am jucat aici pe scenă. Mi-a zis că semănai cu Marlene Dietrich, deci dacă nu semăni cu Marilyn Monroe... Deci este mai chinui? Uite, ia imaginele, iată pe Ortanța! E Ortanța, afișul de aici, de la teatru, a participat la un concurs... Uite, și ăsta e Alexandru Dabija, a regizat acest spectacol, o să fie în toamnă, eu sunt farmacista și acolo beau. Da. Beau niște spirit și o să cad spirit? Imediat, da. A, și în spectacolul în care te-am văzut primul, da, jucat. La 6 personaje. Astă seară se improvizează, îi zice la spectacol, uite că nu mai știu. Așa. Și sunt băiețel aici, uitați-mă la mine. Cu mustaș. Cu mustaș. Și buzata. Mhm. Iar ne-a distrat foarte tare văzându-te în rolurile astea, că ești când băiețel, când fetiță. Da, da, da. Asta e din același spectacol, din Astă seară se improvizează, Târgu Jiu, scena teatrului din Târgu Jiu. Aici, un moment de cabaret, am făcut eu tot în Târgu Jiu, într-un local. Am făcut noi o seară așa, în care am cântat în muzică interbelică. Ea e Ortanța cu perucă pe care ați văzut-o. Da, da, da. Da, Ortanța. Tot în Târgu Jiu. Anul trecut în toamnă, cred. Tot Ortanța. Nu e negru. Foarte frumos, foarte frumos. Da, și aici mă tot schimbam și mă... În spectacolul ăsta am la fel mai multe înfățișări, am multe costume. Tot Ortanța este. Aici Ortanța vorbea cu fostul ei prieten, nu? Parcă da, așa mi-amintesc. Fostul ei soț, Emilian, îl chema. Aici sunt în Turcia anul trecut. Da, anul da. Trecut când ai fugit de la servicii în prima lună după ce te-ai angajat. Da, adică, da, nu, atunci n-ai fugit, ai fugit asta vara. Aici e într-un scurtmetraj. La Cluj, tot recent, adică tot anul trecut, cred, înainte să vin încoace la Cluj. Aici, tot, același scurtmetraj, un filmuleț scurt. A avut premiera la Cluj, dar n-am fost să văd. Deci ai jucat și în film. Da, așa, vag. Asta e din televiziunea din Cluj, din Look TV. Acolo. Ai lucrat și acolo? Am lucrat și acolo, da, am lucrat. Am colaborat cu televiziunea. Da, da, da. Aici da. Sunt într-un examen, într-un Shakespeare, sonete. Da, se vede foarte slab, acum nu dau seama. Aici sunt un clown, clownul Dabada, de la Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe și am fost cu el la Deva, cu spectacolul ăsta. Dabada și nu banu. Și am făcut eu un cântec pentru spectacolul ăsta. Eu am făcut versurile. Dabada și nu banu sunt prieteni buni de acum, da. Un spectacol la Sfântul Gheorghe, cum nata și eram toată îmbrăcată în roșu aici. Și cu ciorapii rupți. Da. Ăsta e inventatorul iubirii, după texte de Gerasim Luca, Horatiu Mihaiu la Deva. Un spectacol de imagine foarte... Adică noi nici n-am știut. Eram mulți tineri acolo. Jucam vreo 10 tineri de la Cluj. Și Cornel Răileanu, care e actor mare și bun la Cluj, e acolo. Și eu sunt aia, la gras, eu sunt profesorul la gras. Da? Da, da, da. De-aia nu te recunoșteam între personaje. Eu sunt acolo și aici sunt un vampir. Wow.
Da, am făcut un teatru experiment, un fel de teatru experimental la Cluj, tot prin, uite și aici. Și aici ce faci, fratele meu? Nu știu. Nu știu ce fac. Tot, erau niște experimente, așa, niște chestii atunci pe la Cluj. Încercat eu de toate. Teatru experimental, teatru poezie, ziceam, mi-am făcut o disertație pe chestia asta. Iau, de asemănarea dintre mine și Marilyn Monroe. Da. Da, așa da, arătam. Da. Și ăla e părul meu. Așa arătam. A, e părul tău? Da, da, da. Și ăsta e tot părul meu. Ăsta e chiar atunci, după facultate. După facultate... Și ești Ortansa aici. Ortansa blondă, da. Și aici sunt Lady Margaret, Shakespeare. Wow. Shakespeare, da. Ai jucat în Shakespeare? Jucat, unde? Lady unde? Margaret. Ăsta e examen de anul 2, cred. Și ăsta e cel mai frumos rol al meu, cel mai bun. Vai, am făcut o tanti așa simpatică. Și aveam, când am fost la spectacolul ăsta... Ăsta e Eden. Vă povestesc după aia, că nici nu am timp. Ăsta e Eden după Geneză din Biblie. Am făcut în anul întâi și l-am reluat apoi în ultimul an. Asta e deja de clasă. Și aici sunt groparul din Hamlet. Din Hamlet tot. Doamne, ai jucat și în Hamlet. Da. Măi, Anca, da, măi. Da, da. Eu te am. Ei, ești groparul? Da? Groparul sunt, da. Da. Cred ah, că prin câte faze ai trecut și ce diferențe, da, extraordinare ca personaje, deci tu chiar te transpui extraordinar. Ceva. Mai avem timp. Zice, gura libă sunt acum, că nu sunt în loc cu dumneavoastră, zice, gura libă sunt. Te ascult. Minute. Vreau să povestesc, că ziceam de, era bătrânit. Zice, scuze-mă, da. Ziceam că nu e în locul meu pentru că și ea realizează emisiuni, da? Mai rar așa, mai ca rar să... Și are mai puțin timp. Și da? E mai bine invitat. E mai bine invitat. Așa, deci, povestește-ne. Da. Vreau să zic de... Am avut un rol în ultimul an. Jucam o femeie mai de la țară, așa, și eu... Adică mi-a picat bine, nu știu cum să zic. Și aveam un monolog acolo despre mamă. Și în galactorie, așa îi zice, la absolvirea facultății de teatru, se fac toate spectacolele, e frumos acolo, chiar o gală din asta. A venit mămica mea. A venit mămica mea să mă vadă și a fost așa emoționant și așa, aoleu, nici nu mai știam. Și era în sală și eu aveam monologul ăla despre mamă, la care plângeam tot timpul, eram în lacrimi. Când a fost maica mea acolo, deci nu mai puteam. Nu mai aveai nevoie să te pui în starea de a plânge, nu? Da, vai, a fost prima oară. Adică m-am mai văzuseră ei în liceu odată, dar nu s-a pus. A fost prima dată când a venit mămica să mă vadă. Și acum, de că sunt de Târgu Jiu, au venit și mămica și tata și frate meu, au venit toți trei. Vezi ce bine la că joci la Târgu Jiu acum. Da, la spectacolele de la teatru. Da. Mă bucur. Mă bucur că sunt aici. Normal. Adică mă bucur, da? Că sunt aproape de ei, da. Și că te mai duci la sapă. Nu mai mai se cocor. Anca, se cocor codușele, mamă! Cred că nu mama, se bagă anul spectacol, nu te supăra, dar... În două ore termin și vin, nu se ia lumina până atunci. Nu, că nu cred că se fac. Corcodușele scape da, anul ăsta. Da, da, da. De cules corcodușe. Nu se fac. Da, să se cer greu, știi? Dar noi nu se mai seceră. Dar cum? Nu se mai seceră. A, vii cu combina. Da, a, așa. Nu se seceră. Și de cosit ce cosești? Fânul? Fân. Păi aveți... Da, și au și cositoare, dar oricum, când eram mică, chiar mergeam și acum, dacă e să mă duc, mă duc și cu coasa. Da, mă, dar la coasă merg băieții, mă. Păi da, dar îmi place mie să mă dau în stand. S-a răs că știi că poți. Ce, numai bărbații? Da. Și eu sunt feministă, să știi. Ne adunară în două feministe? Sunt regia, că la regie avem numai băieți. Normal, mi se pare normal. La regie să stea băieți. E, dacă am vrea... De fapt, nu. Nu, n-am zis bine. Poate am putea și noi. Exact. Dar nu vrem. Da. Da, frumos, frumos. Greu, greu sunt convinsă că nu e ceva ușor să faci ceea ce faci tu. N-a fost ușor să răzbești în lume așa singură și fără pile, putem spune da, asta? Da, cumva da. Da, ai nevoie de o șansă. De o șansă, adică nu contează cât... De o șansă sau de un ajutor sau de ceva, tot ai nevoie. Adică nu contează cât ești de talentat sau cât de...
Nu contează niciodată, dar cred că se reglează așa lucrurile pe parcurs, fiecare cu... Păi uite, a fost o șansă pentru tine faptul că ai fost la Vâlcea să vezi o piesă de teatru, da? Să văd piesa mea de teatru. Nu, înainte, te-ai dus înainte. Așa, întâmplător. Da, da, exact. A fost o șansă pentru tine. La genul ăsta de lucru. Te-ai fi gândit? Că, hai că-ți dau eu un text. Poate îți place ceva. Ca dar nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit. Plângeau oamenii că n-au un monolog. Hai mă că am eu unul din facultate, luați aici. După facultate, da. Sau da, după exact facultate. Exact așa a fost. Cred că așa se leagă lucrurile. Așa se leagă prin oameni și prin... Și trebuie spus, dragi telespectatori, o să spun eu, n-am stabilit înainte, dar o să spun fără să dăm nume, că în sală, la premieră, la Vâlcea, a fost inclusiv prietenul, aoleu, ei, da. Despre care era piesa. Adică și mama lui. Ce mai vreți? Adică gândiți-vă cât de frumos a scris-o, da. Feministă fiind... Deci feministă fiind, cât de frumos a scris Anca, încât acel băiat... Da, despre care era vorba în piesă, a venit să vadă. Despre care era vorba în piesă? Lui, și mama lui a zis, nu mă supăr că eu-l cunosc. Știu pe cine am în casă, nu? Știu pe cine am în casă. Păi te-ai dus să-i spui mamei, știți, doamnă, da, știa, scuzați că am scris da. Chiar așa, despre băiatul dumneavoastră. Da. Da, a fost foarte frumos și pe mine m-a emoționat așa momentul. Și prezența lor acolo a contat foarte mult. Normal! Adică ei și fiind din Vâlcea, fostul meu prieten și mama lui sunt din Vâlcea. Da. Adică chiar dacă el e plecat acum pe la posturi de televiziune, el e din Vâlcea și s-a montat piesa mea despre știa. El. Despre el la teatru din Vâlcea a fost așa. La el acasă, adică... Acasă. Ai avut un pic de feminism în tine să faci una ca asta. Nu, da. Chiar de apreciat faptul că ai lăsat totul la o parte și ai scris ca o profesionistă, așa încât cel despre care ai scris a venit să vadă. Și fiind feministă și fiind declarată feministă după ce a fost văzut materialul, e clar că nu era foarte pozitiv povestea la adresa lui. Da, cumva da, dar e cu... Adică e și amuzant, e și pe comic cumva, e și pe dramatic. Nu ai mai dat te... că a fost și vina da, ta sau numai el? Da. A mai fost și vina ta, a fost și vina mea. Da. Așa. Da. Și ai recunoscut da. În piesă acolo și ai scris acolo, da. Da. Că și noi femeile mai... mai avem și noi vina noastră, zice regia, recunoașteți. Da. Da, uite, chiar e impresionant că a venit să vadă piesa, pentru că... Da, dar oricum el știa textul, l-am dat să-l citească. Da, știa despre ce e vorba și a fost și la Cluj. Păi și nu ți-a zis, păi bine mă frate, adică tu povestești pe scenă ce facem noi acasă, cum ne certăm noi, cum una alta. Uite că nu... Nu ți-a reproșat. Nu. Deci, dragi telespectatori, aveți grijă când sunteți în casă cu... cineva din teatru, vedeți cum vă purtați, că poate vă vedeți pe scenă. Da. Aviz pretendenților Ancăi. Păi e normal să te inspire viața ta, nu? Da. Adică, da. Deci trebuia să aștepte, doar că tu nu erai textier, adică tu nu făceai texte. Eu sunt actriță, da? Ești actriță. Nu sunt actriță, dar uite că mi s-a cășunat mie să și scriu. Și ai scris foarte bine odată ce ai luat premiul la Kosovo și la... Kosovo, da? La Kosovo și în Albania, adică... Deci a luat spectacolul, cumva. Spectacolul a luat... Bine că spectacolul e foarte mult bazat pe text, adică nu e... Sunt niște momente coreografice, e frumos spectacolul și e simplu, așa. Exact cum e și textul, că și textul e o poveste simplă și ușor digerabilă, așa. Nu e complicată cum se scrie. Poate și de-aia cumva repriză, că de atunci a avut... E ușor de urmărit. Nu e cum e, te scarpin cu urechea, cu mâna stângă la urechea dreaptă. Nu, e... Adică să-l pui pe omul din sală să gândească, da. Să... Păi bine, gândești de gândit, că nu e... Nu, dacă da. Să înțeleagă. Dar nu se face prea mult, nu da. Face eforturi să înțelegi. Și mai ales dacă e și comică, automat și omul are nevoie de așa ceva. Și femeile, și bărbații, deci nu e nicio... E cumva și
situația e de așa natură încât e e recognoscibilă și e altceva când... Bine, și scrisă în stilul meu, dar oricine se poate recunoaște, asta e frumusețea la textul. Și e foarte important pentru că o piesă, deci comedia e cel mai greu de făcut. Adică piesele comedia. Mm-hmm. E greu. E greu să creezi o situație comică sau un limbaj comic. E foarte, foarte greu. E foarte ușor să spui, ăla a murit, frate, și îi curgea și sângele din nas. Gata, am rezolvat problema cu drama, cu tragedia, știi? Da, acum depinde. În schimb, comedie, depinde. Trebuie să fii foarte inspirat. Eu așa consider, pentru că eu văd la publicitate, mai crezi și eu pe aici câte un textulesc, câte o treabă, câte o chestie și uneori chiar mi-iese. Și constat că cel mai greu este să creezi o situație agreabilă, o situație comică. Da. Sau un limbaj comic. Să înjuri, să spui că ceva nu e în regulă, e foarte ușor, adică nu trebuie să gândești prea mult. Nu știu ce să zic. Nici nu, uite... Dar nu se mai face comedie. La... Foarte puține piese de comedie nici se mai fac. Nici să nu pot să zic că e comedie. Adică e comică, dar nu e comedie. Nu pot să zic comedie per total. Am vrut să zic ceva și am uitat. Îmi spui după emisiune. Nu se termină emisiunea, așa. Da, mai avem 2 minute. 2 minute. Mai cât am vorbit. Da, spune-mi ce gânduri ai de viitor în ultimele 2 minute până ți-amintești ce vrei să spui din trecut. Nu știu, asta e cea mai grea întrebare. Nu? Da? Nu știu. N-am știut când trebuie să ți-o adresez. Nu știu ce fac. Aștept în toamnă să fie premiera la spectacolul ăsta. Ăsta de la Godeanu, la care... 13 tablouri cu oamenii, zice, în regia lui Alexandru Dabija. Și eu aștept până atunci și poate fug un pic la mare. Acum are zile de concediu și permite. Atunci n-avea. Dar uite, vezi faptul că ți-am zis, bă, pleacă în Turcia. Ei, asta e, pleacă în Turcia. Nu a apucat să vină, nu prea avem după cine plânge. Adică... După care pleacă la mare, băi, pleacă la mare, dar pleacă încă la mare, adică avem după cine plânge. Și uite că a trecut un an și ceva de atunci. De altfel, cu toții suntem aici niște oameni hotărâți, plini de energie și de personalitate. Și unde e personalitate, mai apare câte o chestie așa, că zici, bă, tată, și totuși, na, se lucrează în echipă până la urmă, asta contează. Da. Fiecare în felul lui... Luăm cei mai buni de la fiecare, lăsăm la o parte ce nu e foarte în regulă. De exemplu, când uită să-și facă cerere că pleacă la Marea Anca. Referat, de exemplu, când are nevoie de ceva și mergem înainte cu ce e bun. Și vreau să spun, Anca, așa ca să ne lăudăm la final de emisiune, că chiar suntem apreciați ca televiziune de oameni. De oamenii de rând, nu discut de restul. Tu ce? Cum vezi televiziunea noastră? E ok? Hai să ne răudăm, să nu zici de rău. E ok. Mulțumesc, Anca! Mulțumesc! Dragi telespectatori, această emisiune va rămâne în arhivele televiziunii române, era să zic, ENSA TV. Și când Anca va fi o mare, mare, mare actriță, o să ne lăudăm cu faptul că ne-a fost colegă. Sau că ne e încă, pentru că poate reușești să te împarți între cele două joburi și pasiuni și să te vedem pe cai mari și noi să fim alături de tine, să dea Dumnezeu. Așa să fie. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și... Ținem pumnii la tot ce faci de acum încolo. Da, mulțumesc că o să am nevoie. La revedere, dragi telespectatori, o seară bună!